ciupi și cu ciupilan. Fac bani an de an, fac bani an de an. E vremea să ne cunoască, da, să ne cunoască țara românească. Ciobi ciupilan, fac bani an de an. Sunt băieți isteți și descurcăreți, de adevărat și banii erați. Bazați sau nu, Ciupilan și Mihai Ilarie au fost ridicați încă de aseară de polițiștii gorjenii, petrecându-și noaptea în arest. Cei doi inculpați sunt suspecți într-un dosar de evaziune fiscală prin operațiuni contabile ilegale, creând un prejudiciu statului de peste 500.000 de lei. Astăzi, cei doi au fost prezentați parchetului cu propunerea de arestare preventivă. Polițiștii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalității Economice au reținut pentru 24 de ore și introdus în centru de reținere și arestare preventivă al IPJ Gorj doi bărbați cu vârste de 37, respectiv 42 de ani din municipiul Târgu Jiu, cercetați sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de evaziune fiscală. Din cercetări a reieșit faptul că aceștia ar fi efectuat operațiuni contabile fără drept, creând un prejudiciu bugetului de stat în valoare de 550.160 de lei. Ciupilan mai este judecat într-un alt dosar, tot pentru evaziune fiscală, dar și pentru delapidare. Acesta a fost reținut și la vremea aceea pentru 24 de ore, dar în timpul procesului a fost lăsat în libertate.